Salutare, salutare și bine v-am găsit din nou! Ați merge la peștera Osoi, localizată în situl Natura 2000, în defileul Crișului, undeva în apropierea localității Vârcioroc, în județul Bihor. Peștera Osoi este o peșteră foarte frumoasă, casa nu știu câtor colonii de lilieci, un traseu destul de complicat la interior, însă nu știu sigur dacă o să putem intra astăzi, nu prea cred, pentru că se intră doar în grup organizat. Dar mergem să vedem faimoasa arcadă de la intrarea acesteia, formațiunile de stânci din apropiere, posibil și un curs de apă. Așa că, fără să mă alungim vorbăria, dați un subscribe la canal, like la video, urmăriți-mă pe Facebook și pe Instagram, link-urile în descrierea videoclipului și hai să pornim în aventura de astăzi. Am parcat mașina, doar eu cu Matei am venit astăzi, deci nu mă așteptam să fie așa de frumoasă zona asta. Este un drum care merge de-a lungul pârâului și chiar aici unde parchez, în dreapta este peștera și arcada de care vă spuneam. O zonă foarte frumoasă, foarte multă lume, e la iarbă verde cu mulți copii, stau la bronzat, o zonă foarte faină. Aici puteți vedea acolo printre crengi arcada. Acolo este arcada mare de care vă spuneam. Și peștera este chiar aici într-un colț. E foarte mică peștera, gura de intrare foarte mică. Deși ea este destul de lungă, destul de dificil de parcurs. Deci pe aici se intră. Este și apă, deci este inundată. Într-o oarecare măsură trebuie să treci prin apă când intri. Noi nu o să intrăm pentru că-s cu Matei, oricum. Nici nu am echipament și nici nu am voie. Tot felul de găuri destul de adânci aici înăuntru. Chiar sunt uimit de cât de mare e grota asta, superbă.
extraordinar de mare. Imensă. Din păcate este mult bolegar pe aici, mă gândesc că se adăpostesc și vacile pe aici de călcru. Asta a fost videoul de azi, dacă v-a plăcut nu uitați să vă abonați la canal și să lăsați un like clipului dacă v-a plăcut. Eu și Matei vă salutăm, până săptămâna viitoare, numai bine! Baby,